13 august 2023, o zi superbă, foarte frumos, liniște, e exact ce îi place unui om să aibă în viața asta, să stea liniștit, să mai deschidă un stup de albină. E foarte, foarte plăcut, o zi foarte, foarte plăcută. Bun, acum ieri ați văzut acel stup unde s-a dus o matcă. Identic este și acesta care îl deschid azi, adică și aici s-a pierdut o matcă, dar mai de mult. Și ce am făcut? Am unificat albinele care au mai rămas. Am unificat albinele care au mai rămas cu colonia care era întreagă. Aici avem o matcă de schimb liniștit. Am pus aici turta. Pus turtă și să văd cum arată el la ora asta. Așa pe deasupra arată frumos. Arată frumos. Ia să văd un pic ce se filmează, dacă arată bine. Da, cred că se filmează bine. Și să arunc o privire un pic. Fiind o matcă de schimb liniștit, ar trebui să fie totul în regulă. Am lăsat ramele care au fost la roiul opus. Sunt niște rame un pic stropite cu nectar, albină mai puțină pe ele. Așa am lăsat anul acesta stupii, chiar dacă nu au avut acoperite ramele cu miere, atunci am lăsat așa mai după diafragmă. Adică nu după diafragmă, am lăsat în extensia cuibului niște rame care ajută să nu blocheze cuiburile. Dar asta e valabil doar la acești micuți roi. Iată, aici avem deja mierea care va ajuta să treacă de iarnă. Să sper că ajunge acum. În ultimii ani cam ajungea. Acum mai și rămânea și prea multă miere. Este de liniștea stupului, să zic așa. Mă interesează și puietul. Ceea ce văd eu aici este o miere mai verzuie. Acea miere verzuie indică o mană din zonă. De obicei, în această perioadă, aici este o miere verzuie. Bun, nu este chiar bună această miere, dar nici rea, fiindcă e plină cu minerale care încarcă în timpul iernii intestinele albinelor. Dar dacă căldura ține mai mult și albina zboară, nu este nicio problemă cu această miere. Mergem mai departe. Aici avem prima ramă cu puiet. E foarte frumos și se pare că această metodă de a lăsa cuibul mai larg pentru a nu fi blocat, fiindcă dacă strângeam cuibul, acel nectar verde închis îl bloca aici ramele unde trebuia să depună puiet. Și astfel o să-și facă el puiet liniștit.
Aceasta este o ramă dată de curând. Mergem mai departe. Și aici avem o ramă faină, faină cu larvar. Foarte multe larvar la această dată. S-ar putea ca turtele date să fi făcut acest efect de a avea atâta larve. Arată foarte bine. Dacă avem două rame care conțin larvar, iată ce adunate sunt albinele pe această turtă. În două zile o să-i facem altă turtă, fiindcă de desubt, iată, au ros aproape tot. A rămas numai deasupra. Deci în două zile putem veni cu o altă turtă și venim și cu un tratament așa mai cu strângere de inimă o să folosesc un tratament, dar acum vom vedea atunci. Iată aici avem puiet căpăcit în toate, adică e frumos căpăcit aici, o ramă bună de puiet căpăcit, arată bine, eu mai arunc o privire și după văros, cu toate că am scăpat de el, dar acum instinctul a rămas același, să te uiți după puietul văros. Te arunci așa o privire și când vezi o celulă cu polen, stai așa un pic cu strângere de inimă. S-ar putea să fie văros. Bun, aici iar avem o ramă frumoasă cu puiet căpăcit. Aici avem păstură. A adus polen și a băgat aici în celule. Mă uit dacă sunt ouă. Acum eclozează albinuța. Eclozează frumos aici albina, e albina tânără pe această ramă. Și aici avem ouă. Bun, deci arată foarte, foarte bine la data aceasta. Plus că este și destul de liniștită albina. Acum scapă și de trântori. Încet, încet, dispar trântorii. O să mai păstreze, poate să păstreze și peste iarnă câte un trântor. Aici avem miere. Așa, aici mai sunt câteva celule de puiet. O să întorc această ramă ca puietul să aparțină cuibului. Așa. Bun. O ultima ramă nu prea mai e mare lucru, dar o să lăsăm așa, fiindcă iată mai vine câte un pic de nectar din ăsta ciudat, care va rămâne acolo stup. Pentru consumul propriu. Cam atât în acest episod. Atât am vrut să vă prezint azi. Să vedeți cum se prezintă un roi care a trecut prin aceeași probleme ca cel de ieri. De a rămas fără o mătcuță. Cam atât. Până data viitoare, numai bine!